Superliga vă este oferită de Superbet. Bun găsit, prieteni, după FCSB, CSU Universitatea Craiova, 1-1, înregistrat, scorul înregistrat ieri. Play-off-ul continuă, prima etapă a play-off-ului continuă la Ovidiu cu meciul dintre Farul, echipa care a câștigat sezonul regular, și Șef și Sfântul Gheorghe, formația de pe locul 6, un loc 6 obținut în extremis. După meciul de joi, reprogramat de comisia de apel, iată tricoul care marchează meciul cu numărul 300 ca antrenor în prima divizie din România pentru Gheorghe Hagi. Cei doi au fost lăsați la U19, la echipa lui Pelici. În campionatul Bulgaria, adică n-avea nici niște ce carte de vizită aici. Atenție, a greșit acolo și încearcă să se replieze. Larie, o boltă! Aganovi! Faza continuă! Intervenția lui Ioan în fața lui Tudorie. Greșeală majoră făcută în apărare. De Nedelcu, cred, nu cred că era Larie, cred că era Nedelcu. Nu era Larie, da, nu, că nu, nu-l doborea așa, bine, nu câștiga duelul așa ușor cu Larie. Da, Nedelcu este cel care nu pune piciorul bine, cum trebuie. Bine, stai puțin că face două greșeli, și acolo și aici. Ce execuție are Aganovic, minunat. Frumos. Aici, preluarea lui Tudorie. Aganovic a jucat la Viitorul. A jucat aici, da. Precursoarea Farului, sau mă rog, nu știu cum să-i spun. Nu știu, are Farul... Unul dintre bunicii Farului, dintre părinții Farului. În față de cât a avut acum, dar nu cred că ar fi avut oricum emoții. Dă cu latul acolo, frumos, mi s-a părut. Mazil, ce că frumos a dat cu latul. Preluarea, într-adevăr, foarte frumoasă. Te întreb de ce, încă o dată, acest băiat nu este la seniori? Pentru o eventuală performanță la U19. Nu e o minge chiar ușoară. Din sfertul de la Sfântul Gheorghe, decât să se agite pentru cupă, minge respinsă pentru Grameni, gol magnific. Grameni dă superb din marginea careului. Nițui este un portar scund, deși împinge în picioare, n-ajunge și Farul deschide scorul în minutul 28. Ăsta este fotbalul, unii dau în bară, alții reușesc să înscrie spectaculos. Ce frumos. Dar de când nu l-ai văzut la costum pe Hagi? Pe margine, nu cred că l-am văzut niciodată. Da, într-adevăr. Și cu cravată, stai, care-și cravată super. Eu nu mi-am amintesc. Aici respinge Nițui, nu este nimeni de la Șepși. Uite-te și tu ce zonă, ce timp are. Și lovește mingea într-un fel. Atât de sigur pe el a fost. Ce este... Ce să... Un portar mai înalt probabil că ajunge. Nu cred, niciodată. Nu crezi că ajunge? Niciodată, cred că nici Donnarumma nu ajunge. Am înțeles. Părerea e posibil, mea, e posibil, adică nu, posibil, din unghiul precedent. E posibil. Stângul lui Grameni, așa dădea și Hagi pe primul rog, serios. Reușea cu... Întârzie puțin acolo, Băluță, șutul lui Alibec și intervenția formidabilă aici. Iese foarte bine Nițui. Bună centrare, Tudorie! Oh! De ziua lui, da, alături, dintr-o poziție de neutrală de calitate. Nu e ziua lui. Nu e ziua lui decât în acte. Nu e fundaș central, n-apreciază cum trebuie traiectoria, sare pe sub minge. Tudorie... Bine, vine pe stângul, da. Nu, no, poți să ratezi de aici. Nu poți. Zici că s-a împiedicat înainte să dea în minge. Da. A fost acțiunea lui Alibec. Interesant, aici ajung ușor în care... Gol! Dubla! Nu este Mazilu. Mi s-a părut că este Grameni. 50 de secunde trecuseră din startul reprizei a doua și Farul face 2-0 prin golul marcat de Mazilu. Plăcut să începe așa, repriza a doua, pentru Agi. Sârbu s-a dus fundaș dreapta, Kiki a trecut stânga, Borza a urcat undeva la mijlocul terenului. Cred că asta este, așadar am văzut pe Kiki în partea stângă. Da, Dioseghi... pare ușor resemnat. La ce aici? Cred că jucătorii lui Șepși au rămas la vestiare. Mazilu și Grameni. Al cincelea gol pentru Mazilu.
Golgetterul anului 2023, în afară de Dugan, zici, cu acele două hat-trick-uri pe care le-a dat. Primul avertisment al meciului, altfel. Dă de acolo, interesant, dar nu nimerește poarta, poziție totuși bună. Cene, atenție, atenție mare că poate fi penalti aici. Băia. Nu, să știi că... Zici că l-a tras, mi se pare destul de puțin. A pus mâna acolo. A pus mâna, mă, Cosmin, dar nu e volei. A aici unghiul. Rondon. Nu este chiar cea mai bună pasă. Frumos aici. Și da, dă Tudorie din trei. Până la urmă, Tudorie din trei ocazii mari înscrie odată. Golul 8 pentru Tudorie în acest sezon. Mai puțin. Ea, cât arată Tudorie. Starea de relaxare a apărării lui Șepși pare să fi contaminat și apărarea farului. Faza frumoasă, dar uite-te și tu că era Kiki aici. Deci venise Kiki în centru. Pe astăzi, da. Pe bine, așa era offside. Și fundașii centrali unde erau? Ești convins că nu e offside? Din ce am văzut mai devreme nu mi s-a părut. Din lateral, adică... Să nu uităm de această pasă a lui Ștefănescu. Excepțională pasă dată de Ștefănescu. Păun. Interesantă apariția lui Păun. Vine și centrarea în fața porții și a Franco. Superliga vă este oferită de Superbet.